Iubiți frați și surori, vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Coloseni. Vom citi un pasaj un pic mai lung în această seară, pentru că mesajul este pe text și se referă la o mare parte dintre versetele de aici. Citim de la versetul 13 până la sfârșitul capitolului, Coloseni capitolul 1 de la versetul 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El va împăca acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Amin. Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Permiteți-mi mai întâi să îmi exprim bucuria de a fi din nou în Paris. Am fost ultima oară în urmă cu câțiva ani. De fapt, am fost de câteva ori, dar acum câțiva ani am vizitat biserica și mă bucur să-l reîntâlnesc pe fratele pastor Grigore Creța. Îi mulțumesc frumos pentru invitație dumnealui, echipei cu care slujește și lucrează. De asemenea, frații slujitori, pastori, mă bucur din toată inima să vă întâlnesc, pe unii pentru prima dată, pe alții să vă revăd. Apreciez din toată inima plăcuta experiență, găzduirea, ospitalitatea dumneavoastră de excepție și mă rog din toată inima ca Domnul să binecuvinteze părtășia pe care o avem și în seara aceasta. Aș vrea să vă salut în numele Bisericii
române pedicostale Elim din Chicago, Harul și Pacea Domnului, și de asemenea în numele Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Pacea și Harul să vă fie înmulțite! Preobiților, în seara aceasta aș dori să mă opresc la capitolul acesta 1 din Coloseni. Există foarte multe pasaje din Scriptură care concentrează concepte cu privire la aspectele de interes pentru sufletele noastre. Sunt pasaje care concentrează concepte cu privire la mântuire. Pasajul acesta concentrează concepte cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Bine, unele dintre ele sunt interschimbabile, lucruri care se aplică mântuirii țin de împărăția lui Dumnezeu. Dar în seara aceasta aș dori să adresez acele aspecte legate de mântuirea sufletelor noastre care sunt înțelese în perspectiva apartenenței noastre, nu numai în trupul Domnului Iisus Hristos, pentru că există concepte care vorbesc despre noi ca mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos, dar în Coloseni capitolul 1 sunt prezentate aspecte care țin de apartenența noastră la împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este un aspect fascinant. Vă aduceți aminte că ucenicilor tocmai li s-a încredințat mandatul extinderii împărăției spirituale a Domnului Iisus Hristos în lume și ei erau concentrați și întrebau despre împărăția lui Israel. Împărăția, nu, este un concept fascinant, chiar pentru noi ca și credincioși. Acest concept dus la extremă poate genera erezii periculoase și nimicitoare. Există niște curente astăzi în creștinism și, din păcate, oarecum conectate cu mișcarea penticostală, pentru că știți că și Ioan spunea, sunt unii care au ieșit dintre voi. Câtă vreme au fost printre voi, nu erau de-ai voștri, dar nu știați. Mișcările hipercarismatice au extreme de genul acesta și una dintre ele proclamă împărăția fizică a lui Dumnezeu pe pământ astăzi. Curentul se numește Kingdom Now sau împărăția acum. Conceptele acestea, nu neapărat legate de împărăție, sunt predicate de mulți predicatori eretici și falși, care scriu cărți, pun titluri tranșante legate de viața noastră aici pe pământ. De exemplu, unul din America a scris o carte, cea mai bună viața a ta aici și acum. Nu știu ce dorințe ar mai avea un asemenea om să ajungă în rai, dacă cea mai bună viață a lui e aici și acum. Trebuie să fim extrem de atenți. Oamenii aceștia, când predică împărăția lui Dumnezeu, ei pornesc de la anumite versete biblice care se referă în mod profetic la domnia de 1000 de ani. Vreau să spun apăsat din start. Noi credem într-o domnie pe pământ a lui Dumnezeu și într-o împărăție pe pământ a lui Dumnezeu. Dar ca și concept fizic, toate profețiile acestea sunt aplicabile domniei de 1000 de ani. De exemplu, ca să menționez doar un lucru, în domnia de 1000 de ani se împlinește cu adevărat profeția făcută despre Israel, că va fi cea mai mare națiune de pe pământ, că Ierusalimul va fi centrul pământului, că toate națiunile vor merge la Ierusalim să se închine și că Israelul va avea un teritoriu extrem de larg pe care niciodată nu l-a avut în istorie până acum,
datorită neascultării, datorită frustrărilor pe care le-au provocat lui Dumnezeu, care a trebuit tot timpul să-i pedepsească, să-i țină smeriți, nu? Și națiunea Israel va fi cea mai numeroasă de pe pământ, spune Biblia că vor fi ca stelele de pe cer și ca nisipul de pe marginea mării. Niciodată nu s-au întâmplat și nu se vor întâmpla aceste profeții pentru poporul Israel. Știu că într-un mod drăgălaș unii încearcă să spună că de fapt se împlinește prorocia prin biserică, însă Dumnezeu face o distinție clară când este vorba de împărăția sa între Israel și biserică. Sunt trei entități în lumea aceasta cu care Dumnezeu are de-a face. Prima entitate este Israelul, a doua este biserica, a treia sunt neamurile. Oriunde veți întâlni pe Dumnezeu confruntându-se sau lucrând sau vorbind sau comunicând cu oamenii, vorbește pe aceste trei paliere ale entităților biblice. Biserica, Israelul și neamurile. Și Dumnezeu face o distinție clară între aceste entități. În Apocalipsa, atunci când ni se vorbește despre începerea revărsării mâniei lui Dumnezeu pe pământ, sunt protejați și protecția aceasta se extinde la 144.000, 12.000 din fiecare seminție a lui Israel. Noi știm că la ora actuală omenirea crede că 10 seminții sunt pierdute. Nu sunt pierdute, Dumnezeu are modul lui de a ține evidențe foarte corecte. Noi și când facem un sondaj de opinie, există marje de toleranță, există coeficienți de eroare în sondajele noastre. Pentru că nu toți oamenii declară adevărul sau nu toți cei care consemnează răspunsurile lor le așează cum trebuie într-un grafic oarecare. Dar să știți că Dumnezeu are evidențe exacte și Dumnezeu are evidența tuturor acestor oameni. Și Ilie credea că e singur și Dumnezeu spunea, am 7.000 ca tine, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și Astarteelor. Dumnezeu are de unde să scoată pentru domnia de 1.000 de ani 12.000 de bărbați, puri din punct de vedere genetic, acolo este vorba și de puritate morală și de puritate din punctul de vedere al spiritului, dar este vorba și de o puritate genetică păstrată de-a lungul mileniilor, pentru ca în perioada domniei de 1000 de ani ei să reprezinte baza genetică de înmulțire a națiunii, a rămășiței lui Israel, că știm că doar o rămășiță va fi mântuită și spunea, Pavel în Romani, dar citat din Vechiul Testament, că și dacă Israelul ar fi, și nu este încă, sunt stelele de pe cer sau nisipul, va fi mântuit, dar numai o rămășiță. Ei, rămășița aceasta a lui Israel, că noi știm, spune Biblia, că în urma mâniei lui Dumnezeu, oamenii vor fi rari pe pământ. Știți cât de rari vor fi? Ai mai mari șanse să dai peste o mină de aur decât peste un om. Spune că vor fi oamenii mai rari decât aurul și decât aurul scump de ofir, cel mai pur și mai prețios aur. Ei, în repopularea pământului în domnia de 1000 de ani, când se va împlini o altă profeție biblică, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul, este binecuvântarea adamică, care se împlinește, iată, tot în Hristos, în timpul domniei de 1000 de ani, atunci are loc cu adevărat împlinirea profețiilor despre împărăția pe pământ fizică, instaurarea împărăției fizice. Ori oamenii aceștia merg prin orașe și își pierd pur și simplu timpul, ungând clădirile cu un de lemn, clădirea Organizației Națiunilor Unite, clădiri parlamentare, le ung cu un de lemn și le declară edificii ale împărăției lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc de faptul că merg în diferite
locuri, în diferite orașe, și predică faptul că noi trebuie să lucrăm împreună la instaurarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Unii chiar au idei ciudate și chiar prea ciudate cu privire la felul în care noi am putea să atragem omenirea și să impunem împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Dragii mei, există două dimensiuni ale bisericii. Știți că este biserica universală și biserica locală, și există două dimensiuni ale împărăției lui Dumnezeu, una spirituală și una fizică. Noi, la ora actuală, am fost chemați să cucerim suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Teritoriile împărăției lui Dumnezeu nu sunt pe harta lumii. Și Domnul Iisus a spus lucrurile astea foarte clar. Eu nu pot să înțeleg de ce unii oameni devin de-a dreptul caragioși încercând să răstălmăcească Scriptura, când cuvintele Domnului Iisus Hristos stabilesc foarte clar ce înseamnă acum și aici împărăția lui Dumnezeu. Când spune, împărăția lui Dumnezeu, pe care eu o aduc, nu este să o arăți cu degetul, să spui este aici sau este acolo. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și apoi spune, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, nu ține de lucrurile acestea materiale, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. De elemente ale spiritualității noastre. În acest pasaj din Coloseni este vorba despre, sau sunt cuprinse, 7 concepte legate de împărăția lui Dumnezeu. Noi vom parcurge câteva dintre ele în această seară și cele la care ne vom putea opri și le vom putea dezvolta, sper să ne ajute, în primul rând, să ne facă să dorim să fim parte din împărăția lui Dumnezeu, să devenim teritorii ale împărăției lui Dumnezeu. În al doilea rând, să ne învețe ce trebuie să facem și cum trebuie să trăim pentru ca noi să fim în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu să fie cu adevărat în noi. Amin. Și în al treilea rând, să ne dorim să fim acum parte din împărăția spirituală a lui Dumnezeu, să ajungem într-o zi să facem parte și din împărăția fizică pe pământ a lui Dumnezeu, că Hristos împreună cu biserica va împărăți în timpul acelei domnii, dar mai mult decât orice, să ne ajute să ajungem în împărăția glorioasă veșnică a lui Dumnezeu, pentru că dacă doar pentru viața aceasta, aici și acum, ne-am pus nădejdea în El, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Apostolul Pavel, în versetul 29 din capitolul citit, spune: iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine, pentru ca să răspândesc împărăția lui Dumnezeu, pentru ca să fiu sigur că fiecare mădular, că fiecare membru în bisericile pe care le slujesc au împărăția lui Dumnezeu în ei și ei sunt parte din împărăția lui Dumnezeu. Prima doctrină sau primul concept al împărăției lui Dumnezeu pe care îl găsim aici este doctrina strămutării. Doctrina strămutării. Versetul 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Dragii mei, pentru dumneavoastră a fost mai ușor să emigrați sau să veniți în Franța sau în Europa, unde sunt toți românii, pentru că ați venit într-un mod liber. A fost mai greu să fiți primiți de țările unde ați vrut să mergeți. De plecat din România a devenit foarte ușor după Revoluție. Ba chiar, nu știu dacă am observat eu bine, le-a și cam convenit oameni de teapa voastră să plece, pentru că știți că oamenii puțin mai rebeli, un pic puțin mai bățoși, nu votează cum li se spune.
și nu execută comenzile chiar așa de docil, precum ar vrea ei. Dar noi când am plecat în America a fost puțin mai diferit. Nici în ruptul capului n-au vrut comuniștii să ne lase să plecăm. Din mai multe motive. În primul rând, pentru ca să nu prindem gustul și să le spunem și rudelor de acasă cât de bine este în Occident. Să știți un lucru, mi-aduc aminte când primeam poze din Occident și primeam poze cum stăteau la mese încărcate cu sticle de Coca-Cola, cu mașini, cu, mă rog, tot ce le trebuia. Și unii s-au revoltat, au spus, ce ne trimit ăștia, domne, poze din astea ca să ne arate cum trăiesc ei, să se laude cu ce au ei. Fiți liniștiți, românii în America au luat-o de jos, de foarte jos. Și-au muncit greu pentru fiecare sticlă de Coca-Cola. Dar când primeam pozele alea, ce se întâmpla cu noi? Voiam și noi să ajungem acolo. Mulți, prin propaganda asta, au fost convinși să plece și să înfrunte obstacole extraordinare. Acum, scumpii mei frați și surori, vreau să știți că împărăția fizică la ora actuală, pe pământul acesta, are un împărat și are un Dumnezeu sau un domn, care este Satana. Știți că în Geneza au existat niște îngeri foarte puternici despre care Biblia în Iuda și în alte părți spune că și-au părăsit locuința, și-au părăsit vrednicia, niște îngeri foarte mari și foarte puternici pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu putere și cu autoritate să stea de jur împrejurul pământului și să protejeze văzduhul sau atmosfera. Ei când s-au uitat de peste tot de unde erau pe pământ, au văzut fetele oamenilor, au coborât și au posedat trupuri de bărbați, și prin relațiile acestea s-au născut uriașii, a fost contaminată esența genetică a omenirii. De ce? Pentru că în loc să producă oameni normali, a produs oameni anormali, monștri și uriași. Inclusiv dincolo de potop, această sămânță denaturată a pătruns și a ajuns în Canaan. Interesant, strategic plasați pentru ca să stea împotriva poporului Israel atunci când va merge să-și ia țara în stăpânire. Ce s-a întâmplat când locul acela din sferele cerești a fost abandonat de cei care au fost mandatați de Dumnezeu să îl protejeze? Locul acela a fost înlocuit cu o pătură groasă demonică despre care citim în Efeseni. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care unde și-au instaurat teritoriul? În locurile cerești, de jur împrejurul pământului. Vă aduc aminte în cartea lui Daniel, arhanghelul Gavril, au fost trei mari arhanghele. Arhanghelul închinării a fost Lucifer, arhanghelul oștirilor lui Dumnezeu Mihail și arhanghelul mesagerilor lui Dumnezeu Gavril sau Gabriel. El a fost trimis de Dumnezeu cu un mesaj profetic pentru Daniel. Și 21 de zile a întârziat mesajul. Când a ajuns la Daniel, i-a spus, Daniel, om preiubit, mesajul acesta trebuia să ajungă la tine în prima zi. Dar, venind eu spre tine, m-a întâmpinat pătura aceasta groasă, demonică, care este instalată în locurile cerești și n-am putut să ajung pentru că mi-a stat împotrivă duhul căpeteniei Persiei. Acum, să știți că îngerii foarte puternici au o aplicație în lumea materială. Un demon extraordinar de puternic controla împărăția Persiei prin căpetenia acestei împărății, care stătea împotriva planurilor lui Dumnezeu, că ăsta este scopul acestei pături groase, să
oprească influența lui Dumnezeu în lume și să țină lumea zăcând ca un cadavru în cel rău. Zice, a trebuit să vină Arhanghelul Mihail să-mi creeze o breșă, un culoar prin pătura aceasta groasă, să înlăture acest demon foarte puternic, să-l dea la o parte, să pot să trec și să ajung la tine cu acest mesaj. Împărăția Întunericului are domenii și granițe. Iată de ce spunea cuvântul Domnului tot în Efeseni, dacă vă uitați în primul capitol, că lucrarea puterii tăriei lui, care l-a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos, înfrângând moartea, l-a ridicat pe Hristos mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, l-a făcut căpetenie bisericii și unde l-a așezat pe Hristos? În locurile cerești. Vreau să zic că Hristos este în locurile cerești deasupra, ca autoritate, ca putere, de toate domniile care sunt în locurile cerești. În capitolul 2 spune, El ne-a înviat împreună, că eram morți în păcatele și în greșelile noastre, și ne-a așezat în Hristos Iisus, în locurile cerești. În capitolul 3 spune că Domnul Iisus Hristos arată, demonstrează înțelepciunea Lui nespus de mare în locurile cerești, în fața domniilor și stăpânirilor din locurile cerești, prin Hristos Iisus, mărit să fie numele Domnului. Mai mult, când a murit, Domnul Iisus Hristos s-a coborât în adânc ca să proclame Evanghelia cui? Îngerilor ținuți în lanțuri, care și-au părăsit vrednicia și spune Biblia că acolo a proclamat Evanghelia care însemna eliberarea pământului de pătura aceasta groasă de influență, ne făcea pe noi mai mult decât biruitori, adică în momentul în care eu sunt în Hristos Iisus, după cum Hristos e deasupra domniilor și stăpânirilor, și eu în El sunt deasupra domniilor și stăpânirilor. Și mesajul lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt, nu mai este împiedicată și nu va mai fi niciodată împiedicată de pătura groasă care încercuie pământul. Pentru că noi suntem deasupra ei în Hristos Iisus. Însă strămutarea noastră din împărăția Întunericului în împărăția Luminii a însemnat o luptă pe viață și pe moarte. Pentru că împărăția Întunericului și-a protejat granițele. Și spune cuvântul Domnului în Evrei că Domnul Iisus Hristos a străbătut cerurile ca să intre în lumea aceasta. Prin Duhul Sfânt de la care a purces. Și când a intrat în lumea aceasta, împărăția Întunericului s-a năpustit spre El. Prin împărăția de atunci, prin Irod, prin toate forțele malefice, prin cărturari și farisei, forțe din interior și din exterior, care au încercat să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Însă Domnul Iisus Hristos a venit ca să comită un act de brutalitate și de agresiune împotriva împărăției Întunericului, care niciodată nu ne dădea voie, ne ținea legați în lanțurile păcatului. Cum? Când noi am fost creați de Dumnezeu, am fost creați cu o genetică pură, în care scria viața, Dumnezeu nu ne-a creat să murim. În 1 Corinteni, capitolul 15, cuvântul Domnului spune că diavolul a supus firea. Ce înseamnă firea? Natura. Ce înseamnă natura? Structura noastră genetică a corupt-o prin păcat. Și prin păcat a intrat în structura noastră genetică moartea.
Când a venit Domnul Iisus Hristos, a înfrânt moartea și pentru că moartea a comis o atrocitate și o nedreptate care nu era permisă, moartea avea voie să condamne și să ia ceea ce era păcătos, pentru că plata păcatului este moartea. Când a urcat tiptil la calvar, când a ajuns în dreptul crucii și când a secerat cea mai neprihănită viață care a existat vreodată în lumea noastră, datorită acelei nedreptăți că și-a permis să se atingă de neprihănitul lui Dumnezeu, de cel fără păcat, în gura căruia nu s-a găsit vicleșug, în momentul acela moartea și-a primit condamnarea eternă și ultimul dușman care este moartea va fi aruncat în iad. De aceea, 3 zile mai târziu, Hristos a înviat din morți. Când a înviat Hristos din morți, a avut dreptul să pună talpa împărăției în sufletele care îl primesc ca mântuitor. Și când îl primim ca mântuitor, pentru că devenim proprietatea lui Dumnezeu, în mod normal moartea vine și ne seceră, pentru că trăim încă în trupurile acestea, în structura genetică a cărora este scrisă moartea prin păcat, că ne-am născut generațional cu această compoziție genetică. Dar ascultați, exact ce s-a întâmplat în cartea lui Estera se va întâmpla în noi. Romane 8 spune, dacă Duhul lui Hristos, care l-a înviat pe Hristos din morți, locuiește în voi, trupurile voastre sunt supuse morții, dar vor învia. Știți de ce vor învia? Pentru că prin Duhul Sfânt, care intră, Duhul Sfânt lucrează prin inspirație, prin iluminare și prin instaurare. Biserica Pentecostală crede și credincioșii născuți din nou trebuie să depășească doar inspirația care ne-a dat Scriptura, doar iluminarea care ne face să o înțelegem. Trebuie să ajungă la instaurare când Duhul Sfânt intră în noi și pătrunde până în genetica umană și acolo unde moartea și păcatul au scris moarte, Duhul lui Hristos scrie viață și înviere. Pentru că are putere, spune cuvântul lui Dumnezeu, pătrunde acolo unde nu mai poate pătrunde nimic. Desparte măduva de oase, intră în interiorul celor mai tainice colțuri ale ființei umane. Ei, actul acesta e un act de brutalitate. Ascultați cum spune aici cuvântul. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Izbăvirea presupune un război, ne-a eliberat. Dacă vrei să eliberezi pe cineva, trebuie să spargi porți, trebuie să dărâmi ziduri, trebuie să rupi lanțuri și trebuie să smulgi. Războaiele spirituale care stau în spatele eliberării fiecărei ființe sunt războaie pe care noi nici nu le putem imagina. Ne uităm la un om care ascultă Evanghelia, care se frământă, care se zbate. În spatele acestui om se poartă războaie la nivel cosmic. Este inimaginabil ce se petrece acolo. Nu se pot compara gărzile, gloanțele, fâșia, cursele care au stat împotriva celor care au vrut să treacă granița ca să ajungă la libertate în Occident. Cu obstacolele și cu forțele întunericului care se luptă pentru fiecare suflet din lumea aceasta. Dumneavoastră vă spune, dar ce e așa de dramatic în asta? Ascultați, ne ducem puțin la cartea lui Iov. Are loc o conversație în cer la tronul lui Dumnezeu între
Dumnezeu și diavolul și îl întreabă pe Satana de unde vii, de la cutreierarea pământului, de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Și Dumnezeu spune, l-ai văzut pe robul meu Iov. El este neprihănit, se teme de Dumnezeu și se ferește de rău. Dumnezeu se laudă cu un om. Se pare că Satana îi are pe toți ceilalți sau pe marea majoritate a tuturor celorlalți. În momentul în care diavolul este provocat, se îndreaptă cu o furie imensă, creează cea mai mare dramă de viață, cea mai mare suferință, cele mai mari atacuri pe care le-a suferit vreun om în istorie. Că își pierde avere nimic, că își pierde robie nimic, își pierde copiii, e un fel de a spune pierde, pentru că nu i-a pierdut, că atunci când Dumnezeu i-a dat înapoi, i-a dat numai 10, nu i-a dat 20. Toate i le-a dat dublu. Copiii nu i-a dat dublu, că nu-i pierduse. Tot 20 de copii avea. Că se ruga pentru ei și aducea jertfe pentru ei. Însă așa diavol rău stă împotriva noastră, că nu-i ajunge o lume întreagă. Dacă un suflet nu-i aparține, se năpustește asupra lui cu toate forțele întunericului să-l distrugă. Și avem un mântuitor așa de bun că nu se mulțumește cu 99 de oi într-un staul și n-are liniște până nu fuge după una pierdută. Ăsta este dușmanul care ne stă împotrivă. Strămutarea noastră dintr-o împărăție în alta s-a făcut cu forța, s-a făcut în urma unui război. Și războiul acesta continuă în fiecare zi. Pentru că în fiecare zi tu trebuie să reactivezi hotărârea pe care ai luat-o. Una dintre cele mai mari perle teologice care ne fac să înțelegem lucrul acesta, a fost rostită în cântare de fratele Niculiță Moldoveanu, când spunea, te aleg mereu, te aleg mereu. L-am ales și pentru că l-am ales, ne-a ales, dar în fiecare zi diavolul contestă alegerea noastră, luptă împotriva alegerii noastre, că mântuirea, frați și surori, este o luptă continuă. Să luptați pentru credința dată Sfinților, asta înseamnă să păstrați integritatea credinței, dar a lupta pentru credință înseamnă să trăiți credința. Că acolo ne împotmolim majoritatea dintre noi. Ascultați, credința are trei componente. Mântuirea are trei componente. E primirea mântuirii, păstrarea mântuirii și perpetuarea mântuirii. Primirea mântuirii este cel mai simplu lucru. Roman, capitolul 10, spune, dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți și mărturisești cu gura, ai primit mântuire. Eu cred în venirea în față. Eu cred în ridicarea mâinii. Eu cred în predarea în urma unei predici sau unei cântări. Eu cred în chemarea oamenilor pe culoarul din mijloc la mântuire. Că Biblia spune că sunt mântuiți dacă cred și dacă mărturisesc. Dar după aia urmează păstrarea mântuirii și aici este marele război. Perpetuarea sau pecetluirea mântuirii este atunci când se încheie drumul mântuirii noastre și primim mântuirea finală. Și mântuirea finală este atunci când nu se mai poate face nimic. Atunci când cei nemântuiți nu se mai pot mântui și atunci când cei mântuiți nu mai pot ieși din mântuire. Când ai trecut pragul eternității, atunci mântuirea ta este perpetuată în eternitate și rămâi mântuit pentru totdeauna. Și aici sunt foarte multe învățături greșite care spun că Dumnezeu pe unii i-a hotărât la iad și pe alții i-a hotărât la rai. Și cine-i hotărât la rai vrea nu vrea acolo ajunge, cine-i hotărât la iad vrea nu vrea acolo ajunge. Asta nu-l recomandă pe Dumnezeul meu. Trebuie să fac o paranteză ca să nu las un fir desnodat aici.
și cineva să zică, bine, dar parcă ar trebui mai multe explicații. Dragii mei, știu că Dumnezeu e tot știutor și că în mintea lui Dumnezeu încap toate lucrurile pentru că este infinită. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut parte din har și lucruri pe care Dumnezeu nu le-a făcut parte din har. Lista cu mântuiții care vor intra în cer există în mintea lui Dumnezeu, că dacă n-ar exista, n-ar fi Dumnezeu. Dumnezeu știe toate lucrurile dinainte. Dar Dumnezeu nu ne-a dat lista asta. Și ea nu face parte dintr-o hotărâre a lui Dumnezeu, ci din preștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a limitat pe sine, că de-aia ne-a creat după chipul și asemănarea lui cu drept de voință. S-a limitat pe sine atunci când a comunicat cu noi. Dumneavoastră aveți impresia că Dumnezeu poate vorbi cu noi pe limba lui Dumnezeu? Noi sunteți de atâția ani în țara asta și încă bâșbâim să învățăm engleză, să învățăm franceză, o limbă omenească, care nu mai vorbesc de accente, că acolo ne prăpădim tare de tot. E vreunul din dumneavoastră care crede că știe limba lui Dumnezeu sau dacă s-ar duce la școală ar putea să o învețe și dacă profesor ar fi Dumnezeu, pe cum să încapă oceanul infinit din capul lui Dumnezeu în capul tău, care e o cutiuță mică, unde încape foarte puțin? Nu! Știți ce face Dumnezeu ca să se înțeleagă cu noi? Gângurește. Că tu când te joci cu nepoții tăi, și că nepoții tăi spun o singură literă o perioadă, A sau B sau copiii tăi mici. Mama știe ce înseamnă A acum și ce înseamnă A peste 5 minute. Acum înseamnă că vrea mâncare și peste 5 minute înseamnă că vrea schimbat, peste 5 minute e obosit și trebuie să doarme, dar nu știe decât o literă. Că mai vin unii și mai spun, ce vă voi ziceți aceleași silabe de 100 de ori la rând și de fiecare dată înseamnă, ăla traduce altceva. Că Dumnezeu știe să interpreteze până și suspinele. Și suspinele nu-s litere, sunt, poate că sunt litere, dacă cineva zice of. Și of-ul ăla înseamnă altceva, mâine altceva, Dumnezeu știe să interpreteze, stați liniștiți. Noi nu trebuie să ne gândim ce rostim. Rostirile noastre, supranaturale, sunt înțelese și traduse de Duhul Sfânt în limba lui Dumnezeu. Că Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite, după voia lui Dumnezeu, pentru sfinți. Acum, Dumnezeu s-a limitat inclusiv prin nașterea Domnului Iisus Hristos, zice că s-a coborât pentru o vreme mai prejos decât înge. S-a limitat la cruce, când s-a dat în mâinile celor fără de lege ca să fie răstignit. Dumnezeu se va limita chiar în eternitate să ne facă și nouă loc acolo. Nu avem nevoie de mult loc. Nu știu câți vom fi, dar și dacă am fi miliarde, și dacă am fi trilioane, Dumnezeu nu trebuie să se dea mult la o parte ca să încăpem, că El e infinit. Însă ca să ne facă loc în slavă, se autolimitează, nimeni nu îl poate limita. Haideți să vorbim de niște concepte ale autolimitării sale, care pentru noi sunt imposibile. De exemplu, spune Biblia că Dumnezeu uită. Uită ceea ce vrea să uite. Uită păcatele noastre, nu-și mai aduce aminte de ele, dar le aruncă în marea uitării. Acum, întrebarea mea este, Dumnezeu uită pentru că este uituc? Nu, ci pentru că își propune să le uite. Și când Dumnezeu le șterge din mintea Lui, rămân șterse pentru eternitate. Noi uităm ce vrem să ne aducem aminte. Și ne aducem aminte ce vrem să uităm. Dumnezeu are capacitatea de a se autolimita. În veșnicie, inclusiv iadul este o autolimitare divină. Iadul este locul de unde Dumnezeu își retrage prezența. Și cel mai mare chin în lumea asta este când Dumnezeu se dă la o parte și se retrage. Ei, uitați-vă, vă rog frumos, când Dumnezeu intră în lume și comunică cu lume. Intră în lume și intervine în istorie. Dacă El știe toate lucrurile dinainte și nu poate fi surprins, cum găsim în istorie un Dumnezeu surprins, un Dumnezeu dezamăgit,
un Dumnezeu cu regrete, un Dumnezeu care își pune întrebări și se miră de necredința unora, un Dumnezeu care merge să vadă, își satisface curiozitatea, merge să vadă dacă e adevărat ce a auzit. Ce face Dumnezeu? Când intră în dimensiunea noastră, ne vorbește pe înțelesul nostru și nu ne dă acces la mai multe informații decât poate duce capul nostru. Ei, capul nostru, inclusiv așa mare de pocăiți cu toată teologia în el, nu poate să gestioneze lista mântuiților. Și atunci Evanghelia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și în 1 Ioan capitolul 2, că cel este jertfa de răscumpărare pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Avem un Dumnezeu așa de bun, așa de puternic, așa de măreț și așa de plin de dragoste, că dacă toți oamenii s-ar pocăi, e loc pentru toți în rai. Avem și un Dumnezeu așa de drept, că dacă nu se pocăiește niciunul, e autosuficient, nu se plictisește singur o eternitate, că nu s-a plictisit singur o eternitate înainte să ne facă pe noi. Doctrina răscumpărării, parte din conceptele sau principiile împărăției lui Dumnezeu, înseamnă că noi fuseserăm capturați prin păcat de diavolul, care a folosit frica morții împotriva noastră, ne-a subjugat, ne-a terorizat și pentru că Dumnezeu ne-a iubit, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, un act de agresiune împotriva împărăției întunericului, ca să pătrundă în lumea noastră, ca să îndeplinească planul lui Dumnezeu în lumea noastră, ca să ne salveze, să ne smulgă și să ne așeze în împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Și cred că mai putem să prezentăm un concept, mă uit să văd care ar fi mai important, că ele sunt multe și mă gândesc că nu vreți să stați aici până mâine dimineață. Fiecare în sine este un adevărat studiu biblic, dar încercăm să le limităm. Aș vrea să mergem la doctrina înfierii, pentru că nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu doar ca turist. Noi am venit ca turiști, ne-a întrebat ce căutați aici, am zis, ne vizităm. Nimeni nu poate să viziteze împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu poți să te duci ca emigrant, să spui, am venit și eu la lucru aici, vreau să muncesc un pic, să mă descurc mai bine. Unii vor să fie emigranți în împărăția lui Dumnezeu, sezonieri, muncitori în împărăția lui Dumnezeu, încercând să determine binecuvântările lui Dumnezeu, fără ca ei să fie din împărăția lui Dumnezeu. Mulți dintre dumneavoastră cărați binecuvântările de aici, în România. Ei, în împărăția lui Dumnezeu nu te duci flotant, nu te duci din când în când. Aici ne ducem și așa. Ne ducem și așa. Pentru că trăim într-o lume materială unde avem nevoie de cele trebuincioase și facem, ne descurcăm. Românii cei mai descurcăreți de peste tot, vă spun eu. Încă n-am găsit un neam atât de descurcăreț. Conceptele lumii spirituale sunt diferite. Știți că s-a întâlnit cu Nicodim noaptea și a spus, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, neînfiat, fără nașterea din nou. În Ioan capitolul 1, cuvântul Domnului spune că cei care l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din voia lor, nu din voia oamenilor, nu din carne și sânge, ci din Dumnezeu. Ei, conceptul acesta al înfierii este absolut esențial, pentru că noi vrem să fim strămutați
dintr-o împărăție în alta. Dar nu suntem primiți decât dacă arătăm certificatul de înfiere de copii. Și acum, înfierea înseamnă foarte multe lucruri, eu aș vrea să mă opresc la două mai esențiale. Nașterea din nou este un act tainic care se petrece într-un om care crede sincer Evanghelia. Vorbeam mai devreme de cineva care vine în față, își plânge păcatul, se pocăiește, crede, îl acceptă pe Hristos ca mântuitor. Noi ne uităm și vedem că n-a crescut, n-a scăzut, nu s-a mărit, n-a slăbit, nu i s-a schimbat culoarea, nu s-a schimbat nimic. Dar îl declarăm născut din nou. Ceva s-a născut în interior, s-a schimbat în interiorul lui. El a experimentat nașterea din nou. Și dintr-o dată îl vezi că e un om diferit. Povestesc peste tot unde vorbesc despre nașterea din nou, despre tatăl meu. Bunica mea a fost prima pocăită din toată familia noastră. Cred că dacă aș aduna toate neamurile noastre, suntem undeva la poate 300, împrăștiați prin toată lumea și în România, numai de care știm. Ei pot fi mai mulți. Ea a fost prima pocăită. Și după ce s-a pocăit, a luat surorile ei la rând, s-au pocăit, a luat nepoți, a luat... Au fost 5 băieți, tata și unchii mei. Și tata era cel mai mare. Ceilalți erau mai mici. Și mama tot timpul îi spunea, hai mama la biserică, hai pocăiește-te, hai întoarce-te la Dumnezeu. Tata a avut o patimă teribilă, fumatul. N-a fost bețiv niciodată, dar a fost un fumător înrăit. Tata fuma o dată pe zi, de dimineața până seara. Și uneori se trezea și noaptea ca să fumeze. Umbla cu pachetul la buzunarul de la cămașă, nu se despărțea de pachetul de țigări. A venit de mai multe ori la biserică și i-a plăcut Evanghelia, i-a plăcut cuvântul și ar fi vrut să se pocăiască, dar a zis așa, eu nu mă pot pocăi și să fumez. Și știind că e imposibil să se lase de fumat, pentru că să știți un lucru, noi nu putem predica o Evanghelie ieftină, pocăiește-te și trăiești mai departe cum ești, că Domnul te primește. Să nu confundăm mesajul pe care îl transmitem oamenilor din sală când vin la evanghelizare și spun Domnul te primește așa cum ești, cu mesajul pe care l-am spune unui om care e de 10 ani pocăit și care încă fumează sau bea să face alte prostii. Ăla e nenăscut din nou. Ei, când tatăl meu a venit odată la biserică, era acolo un frate ușier cu numele Vasile Șchiopu. Nu îl chema Șchiopu, era Șchiop. Dar era ușier. Un om dedicat lui Dumnezeu. Uite așa, și-o-ntâc se ducea și așeza pe toți prin biserică, făcea ordine, era foarte respectat și iubit fratele Vasile Șchiopu. Fratele Vasile Șchiopu, când l-a văzut pe tata, toată biserica se ruga pentru Ionel să se pocăiască. S-a așezat lângă Ionel. Și l-a văzut că a început să lăcrimeze. S-a cântat o cântare de cor frumos, a predicat frumos. Și plângea. Și fratele Șchiopu mai dădea câte un ghion, spunea, predă-te, Ionel, că la noi așa se zicea pe vremuri, să te predai. Și mi se pare foarte corect termen. Predă-te, Ionel. Deci era și rușine, în al doilea rând era cu pachetul de țigări în buzunar. Predă-te, Ionel. Nu s-a predat. Și a început să cânte cântarea Doamne bun ascultă. Corul cânta Doamne bun ascultă. Când a auzit el cântarea aia, s-a prăpădit de plâns acolo. Și nemai suportând tensiunea, păstorul făcea chemare de la amvon, că l-a văzut pe Ionel plângând. Sora Gica, bunica mea, s-a uitat din partea elaltă la el, vedea că plânge, s-a rugat, Doamne, azi, dacă nu, azi când, că uite că plânge. Și când îl ciupește odată de pulpă fratele Vasile Șchiopu, sare tata în picioare. Și păstorul de la amvon, s-a predat Ionel, vine Ionel în față să ne rugăm pentru tine.
Mi-a povestit, zice, nimeni nu mi-a provocat o durere așa de mare ca Vasile Șchiopu. M-a ciupit de am simțit că mă doare inima. Acum ce era să facă? Că era în picioare, s-a dus în față. Și a ieșit predat din biserică. Când a ieșit din biserică, s-a dus la o mică distanță și a scos pachetul cu țigări din buzunar. S-a uitat la el. A spus, na, acum m-am predat. Acum nu mai pot să suport să fumez pentru că sunt pocăit. Pocăiții nu fumează. S-a dus, l-a făcut mototol și l-a aruncat într-un cazan de gunoi și în fața cazanului de gunoi s-a rugat și a spus, Doamne, ca să-mi dovedești că ce spun oamenii ăștia e adevărat și că se produce o transformare totală în om atunci când se predă, nu te rog să mă ajut să nu mai fumez. Fă să-mi fie rău de la fumul de țigare. Să mi se facă rău când miros fumul de țigară. Zeci de ani mai târziu, tata are 87 de ani. Dacă merg cu el undeva și e un loc unde se fumează, ce trecem tată pe culoarul celălalt, pe trotuarul celălalt, că îmi vine rău. Până în ziua de azi îi se face rău fizic de la fumul de țigară. Pentru că s-a produs nașterea din nou. S-a produs nașterea din nou. Slavă Domnului! Omul născut din nou intră într-un proces de sfințire, de purificare continuă, pentru că desăvârșirea obținem prin harul care va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos, atunci suntem făcuți desăvârșiți. Și despre lucrul ăsta vreau să mai spun un lucru. Vedeți, noi trăim pe pământul ăsta și conceptul mântuirii noastre este pus la îndoială în permanență, pentru că avem slăbiciuni, nu? Există un grafic al progresiei noastre, al maturizării noastre, al sfințirii noastre și fiecare dintre noi suntem un punct în graficul ăsta, unii mai sus, alții mai jos. Unii merg așa, mai în zigzag, mai încearcă în sus, mai se duc în jos, mai iar sus. Nu e prea recomandat. Recomandat ar fi să creștem continuu în harul lui Dumnezeu. Pentru că nu știm când o cădere devine a doua cădere, a treia. Și hai să fac o paranteză la paranteză. În zilele noastre n-am nimic împotriva oamenilor care sunt salvați din adâncimi mari ale păcatului. Dar trebuie să fim foarte atenți când facem prea mare steag cu ei. Pentru că mulți tineri din biserică care trăiesc o viață curată, sfântă, evlavioasă, aud că ăștia ajung, domne, să predice, ăștia ajung mari păstori, ajung mari... Nici o problemă dacă Dumnezeu îi scoate din lume și îi folosește doar și pe Pavel. Din prigonitor l-a făcut propovăduitor. Fine. Dar tinerii noștri nu trebuie să tragă concluzia că drumul spre promovare sau ca să ajungă mare, că ei n-au mărturie, ei sunt plictisitori. Cum ai trăit tu, mă, viața de greu? Păi m-am născut într-o familie de pocăi și am stat acolo cu minte în banca mea. Asta e toată mărturia lui. Fim foarte atenți că pentru fiecare fiu risipitor care se întoarce, sunt milioane care își rup gâtul și nu mai vin niciodată. Doctrina noastră este că orice fiu risipitor se poate întoarce acasă. Amin. Și Dumnezeu îl primește. Dar doctrina noastră nu este să devii fiul risipitor ca să poți să intri și să pună haina pe tine, inelul în deget și mai știu eu ce. Fim foarte atenți cu învățăturile astea ca să nu punem în pericol o generație întreagă de tineri care spun, o iau și eu pe urmele evanghelistului cu tare. Că mulți rămân cu gâtul frânt. Vorbind despre nașterea din nou, vreau să adaug un lucru. Dragii mei, noi suntem într-o creștere continuă și încă n-am ajuns la desăvârșire, că și Pavel spune, nu că am ajuns încă desăvârșit, dar mă lupt, alerg, mă port aspru cu mine însumi. Pe traiectoria asta intervine moartea. La unii, iaca, câteva zile după ce s-a botezat, s-a menționat. La un an după ce s-a pocăit. El este în procesul ăsta de creștere. N-a ajuns desăvârșit.
are anumite slăbiciuni. Nu că le tolerăm, că a ne purta aspru cu trupul nostru înseamnă să ne condamnăm, să ne pocăim, să ne lăsăm de ele. Dar pentru noi, venirea Domnului are loc într-un anumit moment de creștere când n-am ajuns în vârful graficului. Aici este frumusețea harului lui Dumnezeu și a împărăției lui Dumnezeu. Iacov spunea, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Există o prăpastie între noi și Dumnezeu. Noi suntem limitați și El este infinit. Cei care știu matematică știu că diferența dintre infinit și orice număr poate să fie de ordinul trilioanelor, catralioanelor, ce nu știm noi să pronunțăm, diferența între infinit și orice număr e cât? Tot infinit. Dacă scazi unul din infinit, egal tot infinit. Dacă scazi doi, compar doi cu infinit, e tot infinit. Dacă compar o mie cu infinitul, e tot infinit. Dacă distanța dintre noi și infinit și Dumnezeu, care e infinit, este infinit, atunci ce contează pasul pe care îl fac eu spre Dumnezeu? Distanța dintre mine și Dumnezeu, oricât paș aș face, este tot infinit, rămâne insurmontabilă. Însă, pasul determinant, că Biblia nu spune faceți un pas spre Dumnezeu și îl face doi spre voi, nu există, Dumnezeu nu are nevoie să facă doi pași. Uite mă, distanța e așa de mare încât eu fac un pas până la jumătate și Dumnezeu pășește, are pași atât de mici că El trebuie să facă doi până la mine ca să ne întâlnim. Nu. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Ce este graficul despre care vorbeam mai devreme? Este o apropiere de Dumnezeu. Care înseamnă că m-am lăsat de fumat în ziua în care m-am predat. Înseamnă că mă țin de biserică. Înseamnă că mă rog. Înseamnă că în fiecare zi citesc Biblia o oră și mă rog o oră. Nu vă uitați așa la mine, că la meciuri stau oamenii 2-3 ore și nu se plâng că n-au timp. Și uneori stăm degeaba câte o oră și nu ne plângem că ne pierdem timpul. Un pocăit adevărat se roagă o oră pe zi și citește Biblia o oră pe zi, că Domnul a spus, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Noi vrem să nu cădem în ispită, noi vrem să ne maturizăm, să creștem. Trebuie să ne rugăm o oră pe zi. Și rugăciunea cu scripturile nu s-au bătut niciodată. Și dacă la rugăciune îi trebuie o oră, vă garantez că și la scripturii îi trebuie o oră. Frați și surori, când noi ne apropiem de Dumnezeu, oricât de mult ne-am lupta și oricât de sus am ajunge în graficul acesta al creșterii noastre, între noi și Dumnezeu rămâne o distanță de un infinit. Dar de acolo de unde este El, Dumnezeu face doar un pas spre noi, se apropie de noi și Dumnezeu acoperă distanța dintre noi și El. Pasul Lui este mare cât un infinit. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la venirea Domnului Iisus Hristos. Harul Lui acum a intrat în viața mea și mă ajută să fac cât un pas spre Dumnezeu în fiecare zi. Același har care mă sfințește, care mă apropie de Dumnezeu, care îmi dă putere să lepăd ceea ce este rău, să îmbrățișez binele lui Dumnezeu și să-L trăiesc. Același har va completa distanța infinitului dintre Dumnezeu și mine și mă va face părtaș slavei Lui. Pentru că distanța dintre noi și împărăția lui Dumnezeu veșnică este de un infinit. Însă pe toți copiii Lui Dumnezeu îi va lua și îi va transporta infinitul acesta în slava sa veșnică. Mă rog din toată inima, pentru acum,
împărăția lui Dumnezeu să fie în lăuntrul dumneavoastră. Amin. Dumneavoastră să fiți în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și vă dau întâlnire în domnia de 1000 de ani, când vom fi în împărăția lui Dumnezeu pe pământ și mai ales un infinit în ceruri, în slavă. Amin. Amin.